În casa băieților, pregătirile sunt întoi. Dornici să o cunoască pe Giuliana, băieții au lucrat cot la cot pentru pregătirea cinei. Bună! Bună! Mă. Bine ai venit! Bine ai venit! Valentin! Îmi pare bine? Mie! Ești invitatea noastră în această seară să servești niște papanași. Mulțumesc frumos! Vrei o apă, ceva? Puțin apă. Eu nu prea pot să vorbesc, că am fost la dentist și mi-a strâmtat aparatul dentar și îmi zgârie toată buza. E ok, aduceți-o foaie și un pic să... Mersi. Știai concurenți așa sau... M-am uitat înainte să vin puțin, dar nu știam pe toată lumea. Deci nu te-ai uitat cu foarte mult timp înainte la live-uri? Nu prea mă uit la televizor. Am avut o relație lungă și am rămas un pic bulversată. Nu-mi dau seama dacă am devenit eu rece sau pur și simplu n-am mai găsit pe nimeni care să rezonez. Scrii versuri sau și cânti? Momentan doar când vreau să și scriu, dar trebuie să mai muncesc mult la muzică. Eu am făcut hip-hop și de asta mi-a plăcut foarte mult, da? Chestia când te-am văzut, da, doar că eu scriu foarte mult. Da. Să fac și battle-uri și rime pe loc și chestii de genul ăsta. Ce tare! Mâine s-a propus la eliminare și sper să rămân și poate o să am și un videoclip cândva aici. Asta își dorește de ziua lui. Doar că eu le-am scrise mai sentimentale, altceva. Înțeles, nu are frumos treabă cu trapul și cu debitul verbal. Pare o persoană potrivită pentru mine și sper să am timpul necesar să pot să o cunosc, totodată încercând să schimb strategia de a cunoaște o fată. Ai mai lucrat în televiziune? Că am văzut ceva prezentări la meteo. Am terminat recent cursurile de prezentator TV. Aș vrea să mă duc în redacție și să vedem ce este. Ai avut pe cineva? Am avut relația aceasta de 6 ani. Nu, în casă, că ai fi intrat pentru cineva. Nu-mi place să mă pronunț, mie nu-mi place să zic absolut nimic până nu simt ceva concret și știu că e clar ce simt. Mi-ai spus când ai venit că ai auzit ceva despre mine sau ceva de genul ăsta? La ce te-ai referit? Publicul vorbea despre tine, spuneau destul de multe persoane că aș veni pentru tine, dar eu chiar nu m-am uitat la nimic. Am ținut în mod expres să văd de ce s-a vehiculat că ea ar intra pentru mine, deși nu văd legătura. O să continui cunoașterea cu Nora, iar dacă este ok, o să rămân strict la ea, dacă nu, vom vedea pe parcurs. Ce religie ai la bază? Respect orice decide fiecare să creadă. Există un univers, e imposibil să existe 7 Dumnezei, există un Dumnezeu, dar e cel pe care vrem noi să-l alegem, pentru noi universul, adică tot ce ne înconjoară. Ziceai de numele tău, este numele trecut și în buletin? Sau? Cel real este Kai și în chineză, vine de la Kasi. Și Giuliana este tot Giuliana din numele tău? Am fost crescută de o româncă și mie era greu să-mi pronunțe numele. Și care e numele tău real? Kai și. Pare o persoană deschisă să comunice, să vorbească. Foarte caldă, atrăgătoare. De când eram mică am simțit că am o voce exact de știri. Te vizualizezi făcând televiziune? Mi-ar plăcea foarte mult. E foarte greu, am și să fac jurnalism când eram la facultate, dar am ales altceva. Ce faci acum acasă? Ce te ocupi sau ce? Abia am terminat cursurile de prezentator TV, vreau să continui și în domeniul acela. Și în rest sunt model. Oh, super, super. Mai greu cu mâncarea. Când eram mică am tot făcut sport. Și mi-e frică să nu mă îngrași. De aceea am început să mă duc la sală. Prezență, wow. Din orice punct de vedere se va înțelege super cu mama. Îți gătești sau cumperi? De când sunt singură arunc foarte multă mâncare când cumpăr. De fapt, întrebarea ta era dacă știe să gătească. Nu, n-am vrut să pun chiar așa problema. Da, știu. Știu să fac ardei umpluți. Cine a făcut papanașii că sunt bun? Leo. El este regele. De ce ați venit aici? Eu am venit pentru a mă însura. Fostul tău prieten știe că ai venit? E posibil să fie aflat. Până să ajung singură, nu gândeam ca acum. Adică am învățat foarte multe după despărțire. Ar fi mai ok pentru sănătatea ta emoțională să nu mai aduci în discuții, înțelegi? Da. Poate sunt parteneri care nu acceptă. Eu personal am trecut printr-o asemenea situație, știi, și nu mi-a plăcut. Cred că dacă se simte că e ceva între mine și cineva, înțelege și lucrurile astea, că am venit cu ceva în spate. Da. Are multe de arătat, cred eu, și ăsta e doar începutul. Și cred că, pe total, ne-a plăcut. Rămâne pe mai târziu să vedem ce mai descoperim. Destul de curioși în privința Giulianei, băieții au tot interogat-o și păreau aproape lămuriți. Dar Sebastian încă mai are întrebări. Îți place să călătorești? Nu am fost în foarte multe țări pentru că îmi trebuie viză și este mai greu să o dobândesc pentru că n-am naționalitate. Dar am fost până acum în Grecia, Dubai, Maroc. Cum ți se pare regimul din China? Adică față de regimul românesc și față de regimul din Dubai? În China nu prea te lasă să gândești așa. Da, te închide acolo și te face să produci doar, nu? Da.
Mi-a atras atenția cel care este inginer. Era îmbrăcat într-o cămașă. Nu pot să zic că mi-a atras atenția în sensul unei relații sau ceva, dar mi-a plăcut că aveam subiecte comune. Simțeam că chiar rezonăm în felul în care gândim. Tu ai buletin românesc, nu? Nu. Nici buletin? Nu, am permis de ședere. Și ești pregătită, de exemplu, dacă îți găsești ales să faci pasul cel mare aici? De ce? Foarte frumos răspunsul, Juliana. De ce? Mi-a plăcut mie. Credeam că ai un argument. Nu, n-am argumente. M-am simțit un pic chestionată, dar m-a ajutat foarte mult pentru că nici eu nu știam ce să zic și au fost discuții interesante. Ai ceva împotrivă dacă îți găsești un bărbat cu 6-7 ani mai matur decât tine? Matur? Mai mare. Mai mare. Mai mare n-am împotrivă, mai matur nu cred că ne-am înțeles. De ce crezi asta? Pentru că nu o să pot să văd lucrurile ca el și eu sunt încăpățânată. Când treci de 20 și nu mai e vorba de vârstă. Deci poți să rezonezi și cu o persoană de vârsta ta. Mi-ar plăcea să fie totuși două diferențe de, hai să zic, maxim 5 ani. Cred că iubirea e cea mai importantă. Da. Până acum credeam că dacă am iubire și stabilitate în relația de cuplu, am mai multă motivație să fac tot ce îmi doresc și să fac și bani și tâclu. Împotrivit o să te motiveze să ajungi tot timpul cea mai bună versiune a ta. Îmi doresc să vină totul natural. Să nu simt că am întrebări sau îndoieli și să simt că pot să fiu eu exact cum sunt. Dacă tot bem ceva și nu se știe dacă vom mai fi în această formulă. Mai mult ca sigur. Sebastian, cu siguranță nu vom fi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Știu și doar refrenul. Mie îmi place foarte mult, mai cânt în casă. Ca pentru ultima oară. Începem cu Pepe. Mâine ești la studio la el. Să înregistreze o nouă melodie. Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranțe să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. De-abia aștept să te aud la radio. Mie mi s-a părut o discuție foarte frumoasă și așezată de oameni maturi. Tu cum te-ai simțit, Juliana? Exact așa. Da? Sincer, da. Unde ai dormit? Iartă-mi îndrăzneala. Mi s-a oferit un pat, chiar două lipite. Am dormit foarte. Unde ai dormit? Că aveți problema asta, că nu mai aveți paturi. Camera lui Leo și a lui Cosmin. Și cine s-a sacrificat? Amândoi. Ok, am înțeles. Juliana. Pentru că ești nou intrată în casa Mireasa, tocmai de aceea ai și stat ieri cu băieții ca să capeți așa un mic avans și tot din acest motiv, săptămâna viitoare vei fi privilegiată cu un date. Vreau să-ți alegi un băiat cu care tu vrei să ieși săptămâna viitoare la o întâlnire. Acum? Da, acum. Vreau să te întorci către ei dacă vrei să-i vezi și poți să ni-l indici cu degetul, nu știu, cum vrei tu, cum îți e ție mai ușor. Hai, Juliana, că nu avem timp. Ideea e că n-aș vrea să aleg pe cineva care este în cunoaștere. Nu contează, toți au fost supuși unor alegeri, care nu au convenit de fiecare dată. Ai voie să alegi oricare băiat din casa Mireasa. Păi, cine a gătit pastele? Cine a gătit pastele? Eu cu Leo. Amândoi, da. Bun, deci Cosmin sau Leo? Unde scârție mai tare lucrurile? Nu contează, nu contează. Juliana? Dar nu am înțeles la ce te referi cu scârțitul lucrurile. Ca să nu strice ceva. Da, exact. Dar nu ai ce să strici, pentru că întâlnirile astea nu sunt niște întâlniri romantice, nu sunt, sunt așa cum vreți să le faceți voi. Da, păi din perspectiva mea l-aș alege pe Cosmin. Perfect. Atunci, săptămâna viitoare, dacă și el este de acord, veți ieși împreună la un date. Bine. Ce spui? Mi-ar face mare plăcere. Ok, foarte frumos. Ăsta este cadoul pe care ți l-a oferit ție, Juliana, și pe care noi l-am oferit Giulianei. Mulțumim.